Vaccinurilor apărute în media locală, pot să vă spun că au fost demarate, după cum am promis, lucrările de reparații și minime remedieri, atât în UPU, cât și în spațiile conexe, iar în cel mai scurt timp preconizăm cam până în 15 martie să finalizăm aceste lucrări și vă și invităm să vizualizați la fața locului, dacă se va poate, pe respectarea circuitelor medicale, rezultatul acestor lucrări. Au afectat în vreun fel proiectul european care este în desfășurare acolo? Nu, pentru că lucrările efectuate de întreținere și minime reparații sunt permise în perioada derulării programului european, ceea ce nu afectează finanțarea. Cam despre ce valoare vorbim a investițiilor? La final o să vă putem da cu exactitate această sumă.